În topul preferințelor rămân stațiunile Mamaia, Costinești și Vama Veche. Primii care s-au grăbit să profite de valul de turiști au fost chiar patronii plajelor care au lipit șezlongurile unul de altul până aproape de apă ca să încapă toată lumea. Prețurile pentru all-inclusiv în Mamaia vor fi de 260 de lei de persoană pe zi iar neforie și sudul litoralului, 200 de lei. La un hotel de 4 stele în Mamaia prețul va fi de 170 de lei de persoană pe zi cu mic dejun inclus, la 3 stele 140 de lei de persoană pe zi cu mic dejun, la 2 stele 100 de lei. Pentru sudul litoralului avem 135 de lei pe zi de persoană la 4 stele, 110 de lei pe zi de persoană la 3 stele, în ambele cazuri cu micul dejun inclus și 60 de lei de persoană la 2 stele fără mic dejun. Prețurile sunt luate de la agențiile de turism, a afirmat Mirela Matichescu. Președintele Autorității Naționale pentru Turism. Ea a precizat că, față de perioada anterioară, prețurile cresc cu până la 20% pentru sudul litoralului și cu până la 25% pentru Mamaia. Președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România, Aurelia Marin, a susținut că față de anul trecut a crescut numărul de turiști aflați pe litoralul românesc. Un sejur de minim 3 nopți la un hotel din Mamaia costă 116 euro în perioada 19 iulie 22 august. Masa costă 25 de lei de persoană pe zi, prânzul 30 de lei de persoană pe zi și cina 30 de lei de persoană pe zi. La Constanța, în perioada 23 iulie-22 august, o cameră într-o casă costă 200 de lei pe noapte, cameră dublă, și în weekend 250 de lei. Pentru cei care vor să închirieze un apartament de 3 camere de comandat, în Constanța pot face acest lucru în intervalul 21 iulie-29 iulie pentru 270 de lei pe noapte. De asemenea, la un hotel de 4 stele din Constanța, în perioada de vârf. O cameră single costă 185 de lei pe noapte, una dublă 231 de lei pe noapte și un apartament 324 de lei pe noapte. Pentru cei care aleg Eforie Nord, tarifele pentru un apartament de două camere cu vedere la mare sunt de 150 de lei pe zi, în timp ce trei camere pot fi închiriate cu 190 de lei pe zi. Totodată, la un hotel de trei stele din Eforie Nord, în perioada 20 iulie-22 august, o cameră dublă costă 220 de lei pe zi, în timp ce un apartament închiriat pentru tot weekendul costă 350 de lei pe zi. O altă destinație favorită a turiștilor este Costinești unde într-o vilă o cameră triplă poate fi închiriată cu circa 90 de lei pe zi, iar rezervările se fac pentru minim două nopți de cazare. De asemenea, pentru weekend, tarifele se majorează cu 20%, iar patul suplimentar este taxat separat. La Vama Veche, o destinație preferată de tineri, un hotel de trei stele, oferă spre închiriere în perioada 4 iulie-17 august apartamente de două camere la prețul de 264 de lei pe zi.